Salutare, bine ați venit din nou pe lecțivideo.ro. Mai discutăm ceva legat de electronică. Am discutat în trecut despre teoria de bază a convertoarelor DC-DC. Mai precis, dacă intrați pe site la secțiunea electronică, surse în comutație, o să vedeți niște videouri introductive. Unul pe 1 noiembrie 2022, discutam despre convertoarele coborătoare și pe 22 noiembrie 2022, convertoarele ridicătoare, doar ideea de bază, doar principiul de bază de funcționare. Okay? În video-ul de față o să începem să ne uităm la un circuit integrat specializat, unul foarte vechi, dar foarte bun după părerea mea, din punctul meu de vedere, care este foarte versatil, poate fi modificat cu ușor, adică, mă rog, se pot atașa diverse componente în exteriorul lui cu ușurință și putem să ne construim convertoare coborătoare, convertoare ridicătoare sau inversoare. Și vom vedea cum funcționează el la nivel intern, ce teste am făcut cu el și așa mai departe. Înainte de a intra în detaliu, vreau doar să mai punctez un lucru pe care nu l-am menționat la momentul cu videourile de teorie, și anume convertoarele astea DC-DC se pot categorisi indiferent de tipul lor, dacă sunt coborătoare, ridicătoare sau inversoare, se pot categorisi din perspectiva componentelor active în asincroane și sincroane. Convertoare asincroane sunt cele care au în componența lor o diodă pe post de comutator și doar unul din comutatoare este un tranzistor, bipolar sau MOSFET sau IGBT, contează mai puțin. Pe când convertoarele sincroane au toate comutatoarele formate din tranzistori. Există terminologia asta în limba engleză și trebuie să o cunoaștem. Evident, convertoarele asincroane sunt mai ușor de realizat, fiindcă trebuie să controlăm doar deschiderea și închiderea unui singur tranzistor sau, mă rog, a unui grup de tranzistori care trebuie să se închidă și să se deschidă toți în același timp. Lucru care este mai ușor de realizat decât două tranzistoare sau două seturi de tranzistoare care trebuie să fie închise și închise în contratimp și trebuie să avem grijă să nu le deschidem niciodată pe amândouă în același timp, fiindcă creăm un scurt circuit. Ok? Pe scurt, ca o foarte, foarte scurtă recapitulare, da, la convertoarele coborătoare aveam parte de un comutator în serie cu bobina, care este la rândul ei în serie cu un condensator de filtrare și cu consumatorul, și un alt comutator care este poziționat aici, între pinul de intrare al bobinei și masă. La convertoarele asincroane, acest al doilea comutator este o diodă care se deschide singură în momentul în care bobina încearcă să injecteze un curent prin tot circuitul nostru, dioda asta se va deschide singură și invers, se va închide singură în momentul în care comutatorul principal, care este un tranzistor, se va deschide și va începe să injecteze un curent de la sursă în bobină și apoi mai departe. Okay? La convertoarele sincroane, bobina asta este înlocuită de un tranzistor, lucru care face ca întreg convertorul să fie mai eficient, fiindcă se pot crea pierderi mai mici pe un tranzistor decât pe o diodă, însă după cum am spus, sunt mai greu de realizat, fiindcă acest tranzistor trebuie deschis într-un moment
propice în timp și apoi trebuie închis. De asemenea, într-un moment foarte bine calculat, înainte de a deschide tranzistorul principal. Okay? La convertoarele ridicătoare avem o situație similară, doar că principiul lor de funcționare presupune existența unei bobine în serie cu un comutator care sunt conectate direct la sursa de la intrare și apoi un al doilea comutator după bobină merge mai departe către un condensator și consumatorul propriu-zis. Astfel că un convertor asincron va avea acest al doilea comutator format dintr-o diodă și comutatorul principal care practic scurt-circuitează bobina cu sursa de intrare va fi un tranzistor. Pe când la convertoarele sincroane, ambele da, comutatoare vor fi formate din tranzistori care, așa cum am spus, trebuie deschiși și închiși în mod corect. Și mai avem parte și de convertoare inversoare care practic primesc față de masă o tensiune pozitivă pe intrare și scopul lor este să inverseze polaritatea acestei tensiuni și să furnizeze o tensiune negativă pe ieșire. Acestea se realizează similar cu convertoarele ridicătoare. Diferența este că poziția bobinei și a comutatorului principal se inversează, iar sensul, polaritatea practic a diodei sau mă rog a comutatorului al doilea și al condensatorului se inversează. Okay? Astfel încât la convertoarele asincroane avem comutatorul 1, un tranzistor care injectează curent într-o bobină legată la masă și apoi o diodă și un condensator conectat cu plusul la masă și minusul la ieșire, de asemenea dioda conectată cu catodul către bobină și anodul către ieșire. Și similar, un convertor sincron ar avea la fel ambele comutatoare tranzistoare care trebuie deschise corespunzător. Bun. Acum că am făcut mențiunea asta și un pic de recapitulare, putem să intrăm propriu-zis în conținutul videoului de astăzi. Trebuia să fac mențiunea asta fiindcă nu am explicat până acum niciodată ce înseamnă asincron sau sincron și în videoul de față vreau să vă arăt o schemă relativ simplă a unui convertor DC-DC coborător asincron. Evident că ne explicând în prealabil ce înseamnă asta, ar fi existat riscul să, ca voi să nu înțelegeți. Bun, o să analizăm nu neapărat circuitul în sine, deși o să vă explic și circuitul, cel mai important analizăm acest circuit integrat, acest model de integrat și anume 34063, fiindcă este un integrat care prezintă destul de multe avantaje, după părerea mea. Este un integrat foarte vechi, inventat pe undeva prin anii 80. După standardele de astăzi, este destul de ineficient dacă e să-l folosim pe el în întregime ca nu numai ca integrat de control, ci și ca element de comutare, fiindcă are o pereche de tranzistori Darlington, o să arăt imediat în componență și el poate să facă și comutarea propriu-zisă, poate să furnizeze pe ieșire 1,5 A maxim, însă poate fi folosit și ca doar ca un integrat care controlează la rândul lui alte tranzistoare. Și în felul ăsta putem să-i mărim eficiența, să-i mărim randamentul. Haideți să începem cu câteva avantaje, să menționez avantajele principale ale acestui integrat. În primul rând, chiar dacă el este vechi, poate fi găsit din abundență pe piață, fiindcă încă se fabrică. Față de multe alte integrate care au dispărut de pe piață, fiindcă
lumea nu le-a mai folosit, n-au mai fost cerute și au dispărut efectiv. Integratul ăsta este folosit în continuare destul de mult, a ajuns să nu mai fie, să nu mai aibă copyright și a ajuns să fie produs de mulți producători în prezent, ceea ce evident că este un avantaj. Da, numai uitându-ne la producătorul ăsta polonez, vedem că avem mai multe modele din același tip de integrat. Modelul ăsta, de exemplu, se află într-o cantitate de 12.000 de bucăți pe stoc, modelul ăsta peste 2.000, peste 3.000, aproape 15.000 modelul ăsta, peste 6.000 și tot așa. Da? Modelul ăsta aproape 12.000 și el. Deci una peste alta, un singur furnizor de componente s-a aprovizionat cu câteva zeci de mii de bucăți pe stoc, ceea ce înseamnă că nu este absolut deloc o problemă în a găsi integratul pe piață. Și de asemenea, ăsta e un indicator bun al faptului că nu va dispărea foarte curând de pe piață. Da, un lucru care ne interesează și care bineînțeles că ne bucură. Al doilea motiv foarte mare de avantaj este că prețul lui este foarte bun, a ajuns să fie foarte bun. Dacă e să cumpărăm doar 10 bucăți, costă 1,50 lei bucata cu tot cu TVA și prețul scade chiar și mai mult. Dacă vrem să cumpărăm, nu știu, 100 de bucăți, prețul scade chiar și la sub 1 leu bucata. Cantități mai mari, inclusiv mai mult, da, mă rog, mai mult de 100 de bucăți, nu știu dacă are sens să cumpărăm. Este în mod cert un preț foarte bun, fiindcă foarte multe alte integrate specializate de genul ăsta costă semnificativ mai mult. Inclusiv un integrat aproape identic, dar un pic cu mici îmbunătățiri, NCP3063. Îl găsim la un preț de aproape 5 ori mai mare. La 5 bucăți costă 5,65 de lei bucata, de-abia la 100 de bucăți avem o parte de ceva reducere, dar nici aia foarte mare, 4,4 lei bucata. Da, deci astea sunt două avantaje destul de mari. Al treilea avantaj, sau, mă rog, aș pune mai multe avantaje la pachet pe locul 3, faptul că acceptă 36 de volți in extremis 40, dar recomandat 36 de volți tensiune de intrare de lucru, este suficient de mult încât să acoperim o plajă foarte largă de posibile circuite pe care am vrea să le construim. În general nu vom lucra cu mai mult de 30 de volți. El în sine poate fi utilizat cu doar câteva componente externe și poate furniza un amper jumate pe ieșire, spun ei. Cel puțin un amper, oricum din testele mele am observat că poate furniza pe ieșire. E un curent suficient de bun. Și frecvența de lucru maximă 180 de kHz iarăși este destul de bună pentru a lucra cu majoritatea bobinelor pe care vom vrea să lucrăm, și nu va trebui să ne batem capul atât de mult cu nu trebuie să punem atât de mare preț pe atenție la proiectarea circuitului imprimat, care cu cât creștem frecvența de lucru, cu atât ne va da bătăi de cap, fiindcă o parte din energia electrică respectivă va tinde să fie radiată ca unde radio în mediul înconjurător pe măsură ce ne apropiem de 1 MHz. Frecvențe de astea de ordinul 100-200 de kHz sunt în continuare suficient de bune încât să nu ne creeze probleme. Okay? Bun, cam asta e cu avantajele. De asemenea, integratul este destul de mic, are doar 8 pini. Din păcate pe piață nu se mai găsesc integrate cu fire, acele THT, cum se numesc în engleză, se găsesc numai componente SMD, dar
se află în capsulă SO8, Small Outline 8, o capsulă care are distanțe destul de generoase între terminale și nu este chiar atât de greu să lipim, să creăm o placă corodată de cupru și să creăm trasee și să lipim pe o astfel de placă cu circuite. Bun, haideți să intrăm în pâine în schema internă a acestui integrat și în folosirea acestui integrat, în felul în care el funcționează. Asta este schema lui internă, dar pentru a explica lucrurile mai bine o să mă duc mai jos la cel mai simplu exemplu de convertor coborător pe care ni-l oferă în documentație. Exemplu pe care l-am testat acum o vreme și făcusem un video pe tema asta. Pardon. Vreau să fac un print screen și să încep să desenez diverse lucruri pe imagine. Este mai ușor de înțeles integratul cu tot cu componentele din exteriorul lui, fiindcă în felul ăsta se vede mult mai bine ce se întâmplă pe aici. Bun, integratul este destul de simplu. Are o tensiune de referință 1,25V în interiorul lui. Are un comparator care compară o tensiune de feedback pe pinul 5 cu această tensiune de referință și practic cu ajutorul acestui comparator vom putea să efectuăm reglajul tensiunii de ieșire. Da? Avem un oscilator care generează o formă de undă dinte de fier strău de o anumită frecvență dictată de un condensator conectat pe exterior. Okay? Pe pinul 3, o să desenez în partea dreaptă, dar aici pe pinul 3 oscilatorul ăsta în mod normal generează o formă de undă dinte de fier strău, ok? Între anumiți parametri, o să vi arăt imediat, o să vă arăt forma de undă. Forma asta de undă va fi mai departe folosită pentru a determina momentul de deschidere și momentul de închidere al, mă rog, am desenat un pic invers, dar înțelegeți voi ideea, al acestei perechi de tranzistoare Darlington, care practic comută efectiv curentul prin bobină. Oscilatorul ăsta comandă un bistabil. Am discutat în trecut despre bistabil, puteți să căutați pe site și veți găsi cu ușurință. Da, acest dreptunghi cu set, reset și Q, Q care este ieșirea, este un bistabil. Și în fața lui pe pinul de set se mai află o poartă AND. N-am discutat până acum de circuite digitale și de poartă AND, deși există alte canale în limba română care le-au prezentat. Pe scurt, poarta AND, sau în română poarta SHI, este un circuit digital care face ca pe ieșire să se scoată o tensiune echivalentă pentru unul logic, atunci când ambele intrări se află în unul logic. Okay? Și zero logic când avem zero pe oricare din intrare sau pe ambele. Bun, și oscilatorul mai are încă o funcție care ne ajută la crearea unei protecții la scurt circuit sau la, mă rog, supracurent pe ieșire. Curentul care intră prin pinul de intrare, da? prin borna de intrare a circuitului și care alimentează integratul prin pinul 6, merge mai departe spre consumator printr-un rezistor de șunt RSC, notat aici în schemă, da? Curentul ăsta merge mai departe către, trebuie noi să-l introducem în schema asta, în colectoarele tranzistoarelor Darlington, în ambele colectoare. El va ieși prin emitorul tranzistorului de putere, da?
se va duce prin bobină, va intra prin bobină, va trece prin bobină, va ieși și apoi se va duce la ieșire către consumator. Okay? Ignorăm acest filtru opțional, nu ne interesează. Mi se spune că dacă vrem să obținem o tensiune mai netedă, putem să mai punem un filtru aici. Bun, îl ignorăm momentan, ca și când n-ar exista. E, pe măsură ce curentul ăsta trece, indiferent că e vorba de, nu știu, consumatorul care începe să tragă un curent mai mare și implicit crește curentul prin bobină, sau că s-a întâmplat ceva în circuitul nostru și există, s-a format un curent mult prea mare prin bobina noastră, prin tot circuitul, acest curent va determina o cădere de tensiune aici pe la bornele rezistorului de șunt, iar căderea asta de tensiune, da, care are plusul aici, minusul aici, va fi monitorizată pe pinul 7 al integratului și în momentul în care există un prag de circa 300 de milivolți, în momentul în care pragul ăsta va fi depășit și tensiunea de aici va depăși 300 de milivolți, integratul ăsta își va închide oscilatorul și în felul ăsta va opri comutatoarele, va opri trecerea curentului prin bobină și va încerca, da, să realizeze o protecție, okay? La supracurent și implicit și scurt circuit. Atenție însă că protecția asta este oarecum momentană. Noi, dacă vrem să avem o protecție cu adevărat bună, va trebui să mai adăugăm niște componente în jurul integratului, fiindcă modelul ăsta de integrat 34063 nu posedă senzor de temperatură încorporat și nu va putea să detecteze când el s-a supraîncălzit și să se închidă. Da? Dacă avem parte de un curent suficient de mare prin tot circuitul nostru, dar care să nu declanșeze această protecție, e posibil ca totuși integratul nostru să se ardă la un moment dat, fiindcă se supraîncălzește. Deci ăsta este un aspect de care va trebui să ținem cont la un moment dat. Okay? Bun. Ideea este destul de simplă. În mod normal, haideți cel mai bine să vă arăt prin screen-uri. În mod normal, noi dacă e să conectăm intrarea asta minus la masă direct, ca să facem niște teste cu integratul singur, ok? Bineînțeles, conectăm aici un condensator ca să poată să funcționeze oscilatorul. Nu ne interesează pinii 1, 8 și 2 ai perechii de tranzistoare Darlington, fiindcă nu ne interesează, sau, mă rog, de fapt, haideți să vă arăt mai bine, mai fac un print screen. Așa, deci, să spunem că avem așa, nu avem rezistoarele astea două, da? Pinul 5, care este intrarea minus de feedback de tensiune, o conectăm direct la masă, ca în permanență pe ieșirea acestui comparator să avem unul logic, ok? Și implicit pe intrarea B a porții și din fața bistabilului să avem unul logic. Deci din punctul ăsta de vedere poarta să tindă să se deschidă dacă are unul logic și pe cealaltă intrare, ok? Să spunem că nu avem acest rezistor de șunt, deci nu ne interesează protecția la scurt circuit, o bypassăm. De asemenea, nu avem diod aici, nu avem bobină, colectoarele tranzistoarelor le avem conectate la intrare și bineînțeles și pinul 7. Iar pinul 2 este conectat la masă cu un rezistor. O valoare, mă rog, decentă, încât să nu tragem un curent foarte mare, doar să putem aici să punem un osciloscop și să ne uităm la forma de undă și de asemenea aici, la pinul 3,
să punem un alt osciloscop și să ne uităm la forma asta de undă de aici. Ok? Vom constata următoarele lucruri. O să mă întorc imediat la imaginile anterioare. Sau mai bine zis, da, haideți o luăm de la început. Vom constata că aici pe pinul 3, unde este condensatorul oscilatorului, apare o formă de undă la dinte de fierăstrău. Nu este dinte de fierăstrău perfect, dar nici nu ne interesează în mod neapărat. Ideea este că forma asta de undă este luată ca punct de reper pentru două comparatoare. Un comparator care verifică dacă tensiunea a depășit, nu știu, câteva sute de milivolți, și un alt comparator care verifică dacă tensiunea a depășit ceva mai mult de un volt. Ok? În funcție de ce condensator punem noi pe ieșire, vom avea parte de o frecvență mai mică sau mai mare. Cu cât creștem condensatorul, cu atât scădem frecvența. Da? Modelul de integrat pe care l-am testat eu, în mod ciudat, pe breadboard nici măcar nu are nevoie de condensator, poate să oscileze fără condensator doar prin prisma capacităților parazite ale circuitului, ale breadboardului. Evident că în practică nu se recomandă folosirea integratului fără niciun fel de condensator. Vrem totuși să controlăm cât de cât frecvența de lucru. Da? Fără condensator avem 154 de kHz, cu un condensator de 100 de picofarazi scăzusem la 90 de kHz. Și dacă vrem să exagerăm, ceea ce nu recomand, mă rog, nu știu de ce am avea vreodată nevoie, dar dacă vrem să exagerăm, putem să conectăm condensator foarte mare, gen un microfarad, și frecvența a scăzut până la 40 de Hz. Dar apare o problemă și practic va cam face integratul inutilizabil, și anume tensiunea minimă până la care poate coborâ acest oscilator nu poate să scadă sub jumătate de volt. Da? Deci trebuie să avem o frecvență relativ mare pentru a putea să scădem tensiunea pe acest condensator la nivel de 100-200 de milivolți. Ok? Bun, dacă e să ne uităm în paralel la semnalul pe acest oscilator și la tensiunea asta de ieșire, care indică practic când tranzistoarele Darlington s-au deschis și când ele au fost închise, repet, dacă facem astfel încât să nu existe feedback deloc, deci vrem ca acest circuit să păstreze tranzistoarele de ieșire deschise cât mai mult timp posibil, vom observa aceste forme de undă, da? Cu albastru pinul 3 cu condensatorul, aici lăsat la frecvența 160 de kHz, și cu galben pinul 2 pe acest rezistor extern. Da? Vedem că avem un factor de umplere maxim de 85%. Deci comutatoarele noastre nu vor putea fi deschise mai mult de 85% din timpul în care funcționează acest integrat. Și dacă e să ne ducem cu niște liniuțe partea de jos de tot, ca să vedem unde se intersectează cele două forme de undă, vom vedea că practic integratul deschide comutatoarele de pe ieșire, adică tranzistoarele bipolare, da? Le deschide la o tensiune destul de mică, de 100 și un pic de milivolți, și le păstrează deschise până când tensiunea pe oscilator ajunge la un punct maxim, care în cazul de față este de
Deci avem un volt pe diviziune verticală, cam un volt jumate. În momentul respectiv se generează un impuls, unul logic pe pinul reset. Da? Și deci dacă e să ne uităm aici, o să vedem că ieșirea oscilatorului intră simultan în intrarea a porții și de asemenea și în pinul reset al pistabilului, dar nu intră direct în pinul reset. Vedem un cerculeț în fața resetului. Cerculețul întotdeauna indică ideea de negație, ideea de inversiune. Ok? Deci, faptul că aici tensiunea de ieșire coboară la 0, când tensiunea pe condensator, pe oscilator a ajuns la un prag maxim, înseamnă că în momentul respectiv, bistabilul pe reset a primit unul logic, dar pentru ca el să aibă unul logic, ieșirea oscilatorului a trebui cumva să fie pusă în 0 logic. Da? Și în felul ăsta, având 0 și pe intrarea a porții și ieșirea va fi întotdeauna 0 și pinul set al bistabilului nu va fi declanșat. Ok? Fiindcă la un bistabil set reset sub nicio formă nu trebuie ambele intrări să fie puse în 0, în 1 logic. În 0 logic poate să rămână, în 1 logic ambele nu pot să fie niciodată. Da. Bun. Și în felul ăsta integratul practic închide comutatorul la rândul lui nu mai trece curent, nu mai injectează curent în bobină și bobina începe și se descarcă. Ok? Bun, acum haideți să ne uităm un pic la, asta era circuitul de test, dar o să vi-l arăt concret pe video. Haideți să ne uităm un pic la cealaltă parte de funcționare haideți să mai explic o chestie care este legată tot de poarta și de set reset, de bistabil. Intrarea asta B, da, vine de la comparator. Comparatorul în mod normal, haideți să fac un nou print screen. Comparatorul, intrarea minus, care este intrarea inversoare a comparatorului, va fi în mod normal alimentată cu o fracție din tensiunea de ieșire și ea va monitoriza tensiunea de ieșire. Ideea este că noi chiar dacă avem, să spunem, unul logic pe ieșirea oscilatorului, fiindcă oscilatorul vrea să deschidă tranzistoarele și să injecteze curent în bobină, dacă acest comparator detectează că tensiunea pe ieșire a crescut peste pragul admis, fiindcă tensiunea pe intrarea lui a crescut peste această valoare de 1,25 de volți, el va pune 0, va trece din 1 în 0 pe ieșirea lui, da? Automat va ajunge 0 logic la această poartă sau și ieșirea porții va fi pusă în 0 logic. Acum, asta nu înseamnă neapărat că în momentul ăla tranzistoarele vor fi închise. Nu, tranzistoarele nu vor fi închise, dar punându-se în 0 imediat, instant, dar punându-se pinul set în 0 logic, pinul reset va putea să primească un impuls de resetare de la oscilator și în felul ăsta să închidă efectiv comutatoarele astea, să închidă tranzistoarele care comută. Ok? Bun, și o altă funcție importantă care face ca oscilatorul ăsta să înceteze să mai funcționeze este această funcție de protecție la supracurent.
După cum spuneam, cu cât tragem un curent mai mare, cu atât curentul ăsta trece prin rezistorul de șunt și generează aici o tensiune cu plusul aici, minusul aici, proporțional. În momentul în care curentul este prea mare și tensiunea asta depășește 300 de milivolți, oscilatorul se oprește curent, se oprește complet. Dar chiar și până atunci oscilatorul ăsta începe să-și modifice comportamentul în funcție de curent, respectiv tensiunea pe rezistorul ăsta de șunt. Și asta cel mai bine vă explic printr-un video. Fiindcă trebuie să vedeți concret felul în care funcționează. Deci, ce avem aici? Am pus practic un semireglabil pe tensiunea de intrare și porna, cursorul semireglabilului l-am conectat la acel pin de protecție ca să pot să reglez în mod manual tensiunea asta. Și să pot să văd pe ieșire și pe condensator ce se întâmplă, pe oscilator, ce se întâmplă în funcție de tensiunea asta. Da? Fiindcă comportamentul este un pic, nu este alb-negru, nu este un comportament brusc, ci un comportament destul de liniar. Și asta vedem în stânga un multimetru care măsoară în milivolți tensiunea asta pe rezistorul de șunt. Da, repet, la mine aici e o tensiune artificială injectată acolo. Și pe osciloscop, bineînțeles, cele două forme de undă. Și am început să cresc această tensiune, ok? Vedem că avem undeva la 85-86% factorul de umplere, semn că totul funcționează normal și că nu avem parte de nicio protecție. De la 0 până pe la 150 de milivolți, da? pe acest rezistor de șunt. În momentul în care creștem peste 150 de milivolți, vom vedea că timpul de timpul în care comutatorul este închis rămâne fix, dar începe să se scurteze timpul în care comutatorul când zic comutator, apropo, da, mă refer la această pereche de tranzistori Darlington, ok? Fiindcă ei comută curentul prin bobină. Începe să se scurteze timpul ăsta în care comutatorul este păstrat pornit. Și se scurtează din ce în ce mai mult, lucru care face și ca frecvența de oscilație să crească din ce în ce mai mult, logic, fiindcă dacă noi avem un timp păstrat constant și celălalt timp de micșorat, automat asta înseamnă un timp total mai mic și implicit o frecvență mai mare. Și în momentul în care am atins 300 și un pic de milivolți, aici aveam 298, să zicem 300 de milivolți. La 300 de milivolți vedem că ni s-a redus factorul de umplere aproape de 50%. E, în momentul în care am depășit 300 de milivolți și ne îndreptam spre 320, timpul ăsta de pornire, de timpul ăsta în care comutatorul este pornit, devine și mai scurt, cu o viteză și mai mare. Factorul de umplere per ansamblu devine și mai mic, da? Vedem aici 20% la 312 mV. Și într-un final, când ajungem pe la un 320 mV, oscilatorul se oprește, este oprit complet și comutatorul ăsta este pus în în stare închisă. Și el practic tranzistoarele sunt blocate, da, și nu mai conduc nimic. Bineînțeles, dacă revenim la o tensiune mai mică, oscilațiile încep să reapară. Ok? Deci, practic, nu este o protecție cu blocare, este o protecție cu revenire automat. Ceea ce este bine, nu este un lucru rău. Dacă vom vrea o protecție cu blocare, va trebui să efectuăm alte procedee cu componente externe. Ok?
Bun, și ăsta e felul în care tranzistorul, integratul, cer scuze, efectuează protecția la supracurent sau scurt circuit. Ok? Bun. Și cam asta este tot. Cam asta e toată funcționarea integratului. El nu este un integrat foarte, foarte avansat, dar este un integrat care își face foarte bine treaba, ne pune la dispoziție toți pinii importanți, toate terminalele din interior importante sunt legate de câte un pin pe exterior. Și în felul ăsta ne permite nouă să conectăm tot felul de alte componente pentru a îi extinde funcționalitatea dacă vrem neapărat. Putem să am putea să implementăm funcția de pornire lentă, de autoblocaj la subtensiune pe intrare. Putem să realizăm tot felul de lucruri, inclusiv să-l convertim într-un să realizăm cu el un convertor de putere mai mare, de curenți mai înalți. Și asta vreau să vă arăt în cele ce urmează. Haideți să vedem. Un circuit care să poată să depășească bariera de un amper jumate pe care o are integratul, folosindu-ne de un tranzistor MOSFET cu canal P. Și bineînțeles de câteva alte componente asociate. De ce tranzistor cu canal P? Fiindcă este cel mai ușor de pornit. Este similar cu un tranzistor PNP. El este închis atâta vreme cât grila lui are același potențial ca sursa, care este tensiunea de intrare, și se deschide în momentul în care grila lui este trasă în jos la masă. Nu, deci implicit nu are nevoie de tensiuni suplimentare, așa cum ar avea nevoie un tranzistor cu canal N. Implicit este foarte ușor de lucrat cu el. Bun, ce avem noi aici? Păi avem condensatorul care este necesar pentru oscilator. Nu avem parte de rezistor de limitare a curentului în schema asta, fiindcă am vrut să fie o schemă doar de probe, da? Nu este o schemă finală, completă a unui convertor pe care aș vrea să-l construiesc. Tocmai de asta pinul 7 de detecția asupra curentului este legat direct la intrare. Pinul 2, emitorul acestui tranzistor, acestei perechi Darlington, este conectat direct la masă. Colectoarele celor două tranzistoare Darlington sunt conectate împreună și ele se duc la încă un tranzistor bipolar cu o diodă care comandă închiderea și deschiderea rapidă a acestui MOSFET. Ok? Când pe intrare nu avem nimic, fiindcă integratul dictează închiderea acestui circuit, R1 polarizează tranzistorul T2, îl deschide la maxim, iar acesta practic scurtcircuitează sursa și grila MOSFET-ului, fapt ceea ce duce la închiderea acestui MOSFET. În momentul în care integratul comută, practic tranzistoarele astea de pe ieșire se pornesc la maxim, fac scurt circuit între, sau aproape scurt circuit între colectorul și emitorul lor, da? Avem aici parte de o diodă. În primul rând, acest tranzistor se va închide, fiindcă va ajunge să fie polarizat invers, cel puțin juncțiunea bază-emitor, însă dioda asta va deveni polarizată direct. Înainte a fost polarizată invers, când tranzistorul T2 a fost polarizat direct și a condus curentul. Acum că intrarea este trasă în jos la masă, dioda asta va fi polarizată direct, va putea
să permită curentul să treacă, curentului să treacă prin ea. Tranzistorul ăsta se va închide automat, ok? Și implicit grila tranzistorului MOSFET va fi trasă în jos aproape de masă și acesta se va deschide. Da, deschizându-se, injectează curent în bobină și de aici mai departe lucrurile funcționează așa cum am mai vorbit și până acum. Convertorul este asincron fiindcă are parte de o diodă Schottky pe post de al doilea comutator care să redirecționeze curentul de la bobină în momentul în care bobina se descarcă, da? Să creeze aici bucla de ieșire de curent. Și cam asta e, am folosit un condensator de 2 mF, nu trebuia neapărat. Am vrut să realizez un convertor care să ajungă la 5 A sau cât de mult se poate de 5 A. Evident că cu cât crește în curentul, cu atât trebuie să mărim condensatorul de ieșire. Formule mai precise o să prezint într-un video pe viitor. Aici, pe scurt, am luat un condensator recuperat de 2 mF care să reziste la tensiunea pe care am vrut-o eu. Mă rog, am alimentat de la 12V tot circuitul. Nu m-am uitat foarte mult la caracteristicile lui, nici nu m-a interesat, doar să funcționeze și e suficient pentru un experiment demonstrativ și atât. Mai avem un condensator semi-reglabil 500 de kiloohmi conectat la ieșire și cu pinul cursor conectat la pinul 5 al integratului care este feedback de tensiune pentru a seta tensiunea de ieșire a acestui circuit. Am alimentat tot circuitul cu 12V și am reglat tensiunea să fie de 5V și am început să trag un curent din ce în ce mai mare prin el. Și haideți să vă arăt rezultatele. Okay. Pe breadboard avem circuitul cu integrat cu aproape toate componentele. În partea de sus avem pe o altă placă tranzistorul MOSFET. Eu am ales un YJS9435 din simplu motiv că am avut la îndemână așa ceva. E un tranzistor destul de ieftin. Da, se găsește la 44 de bani bucata dacă îl cumpărăm la 100 de bucăți. Nu este el destinat a fi folosit la puteri foarte mari decât dacă facem ceva ca să-l răcim. Practic el trebuie lipit pe o placă cu circuite imprimate care să aibă suficient material de cupru încât acel material să funcționeze pe post de radiator de răcire. Lucru pe care eu nu l-am făcut și o să vedem spre sfârșitul videoului că am reușit să ard tranzistorul, dar nu mă interesează. E ok. Așa, în partea dreaptă un mega condensator 2 mF 50V recuperat și cam asta e, o sursă de alimentare în afara ecranului și un, cum îi spune, o sarcină artificială de asemenea tot în afara ecranului. Și după cum se vede aici, voltmetru în partea stângă mai mic, setat să aibă 5V pe ieșire și un ampermetru în partea dreaptă cu galben. O să încep încet încet să trag curenți din ce în ce mai mari. Da, avem 12V pe ieșire, 5V, pardon, 12V pe intrare, 5V pe ieșire. Și de asemenea cu canalul galben al osciloscopului măsuram ripple-ul tensiunii de pe ieșire. Deocamdată, neavând consumator, avem o linie dreaptă. Da. Ok, și așa, și începem și tragem curent. 1 amper, vedem că tensiunea de ieșire rămâne destul de constantă. Ripple-ul nu arată foarte bine, dar asta se datorează faptului că, în primul rând, eu nu am un circuit cu adevărat, am niște componente conectate așa în aer, prin fire. În al doilea rând, condensatorul de pe ieșire este oribil, e vechi de
40 de ani, poate chiar 50. A fost recuperat de la un magnetofon rusesc. Repet, nu contează atât de mult. Este doar pentru scop demonstrativ, ok? Și începem să tragem curenți din ce în ce mai mari. Și vedem că, mă rog, pe lângă faptul că tensiunea a scăzut un pic, fiindcă avem un ripple un pic prea mare, tensiunea rămâne destul de constantă una peste alta. Am ajuns la 2,6 amperi, lucru pe care nu puteam să-l facem doar cu integratul în sine. Repet, integratul are limită la 1 amper jumate, după aia el se arde, în special dacă nu are acel rezistor de shunt care să funcționeze ca protecție. Am ajuns până aproape de 3 amperi, ripple-ul este destul de urât, cu niște vârfuri destul de mari, dar, repet, contează mai puțin. După care am micșorat curentul, l-am adus înapoi la 0 și am pus mâna pe tranzistor ca să văd cam cât de mult s-a încins. Era încă cât de cât ok. După care am început cu al doilea test. Da. Unde am stat un pic mai mult, am ajuns până la un 3,5V sau ceva de genul ăsta, o să vedem imediat. Până acolo circuitul și-a făcut treaba, da? Vedem 4,60 ceva de volți și de pe la 3, așa, de pe la un 3,6 sau ceva de genul ăsta. Hai că o iau încet încet, da, de până la un 3,6 amperi, tensiunea a început să crească și s-a dus până aproape de tensiunea de intrare, semn că tranzistorul meu MOSFET s-a ars din cauza supra temperaturii, fiindcă el nu a reușit să se răcească suficient de bine și bineînțeles că în momentul în care se arde, practic el face scurt circuit, da, și ia tensiunea de pe intrare și o pune pe ieșire. Dar una peste alta, totuși a fost un experiment bun. Acum știm că dacă folosim tranzistoare de putere și le răcim corespunzător, cu modificările de rigoare putem să obținem convertoare de putere mult mai mare folosind un integrat ieftin, simplu de utilizat, ok? Deci este una peste alta un lucru bun. Ok, cam atât. O să mai apară pe viitor videouri cu modele finalizate de convertoare care folosesc acest integrat și o să vedem un pic mai în detaliu ce mai trebuie să facem și de asemenea o să apară videouri în care o să explic mai un pic mai în detaliu cum se calculează bobina de ieșire, inductanța bobinei de ieșire, capacitatea condensatorului de ieșire, discutăm un pic și despre SR și așa mai departe. Aia lăsăm pe altă dată. Bun, cam asta este. Vă mulțumesc pentru vizionare. Mulțumesc și celor ce sprijină într-o formă sau alta acest proiect. Pentru cine dorește și poate, sprijin financiar pe Patreon, link în descriere. Altfel, sprijin gratuit, un like și un subscribe la canal ajută algoritmul YouTube-ului să promoveze mai departe videourile mele. Mulțumesc, ne vedem în curând la un nou video dedicat electronicii. La revedere!